Florentina, meciul contra Ucrainei a trecut. Ce rămâne după o asemenea partidă, dincolo de rezultat? Da, este un meci care a devenit istorie între timp. Urmează partida cu Grecia, care este un meci decisiv, un meci pe care va trebui să-l câștigăm și un meci în care va trebui să marcăm multe goluri pentru a evita barajul. A fost o victorie muncită. Nu a fost un meci spectaculos din punctul meu de vedere, dar fetele au fost montate, concentrate. Am avut un start foarte bun de partidă, drept dovadă că am și marcat foarte repede în minutul 4. Surprinzător, nu neapărat surprinzător, îmbucurător a fost faptul că și cele care au intrat pe parcurs au fost la același nivel și sunt sigură că și celelalte fete de pe bancă, dacă aveau ocazia să intre, dădeau 110%. Deci toate am fost montate și încrezătoare în victoria împotriva Ucrainei. Am jucat împotriva Greciei de mai multe ori. Ce fel de adversar e Grecia? Am învins-o în primul meci. Da, Grecia am jucat de cele mai multe ori, cred că am jucat vreo 8 partide personal împotriva Greciei pe care le-am câștigat, dar nu este un adversar slab, este o echipă ambițioasă, o echipă luptătoare, nu, sub niciun punct de vedere nu este o echipă de neglijat. Dar dacă noi vom face un meci bun, sunt sigură că vom obține victoria. Hai să întreb ceva. Îți mai amintești de primul tău cantonament și spun după aceea de ce te întreb asta. Da. Dăm timpul înapoi. Primul meu cantonament, în urmă cu aproape 16 ani, probabil, dacă nu mă înșel, a fost o partidă amicală împotriva Moldovei. Fetele au ieșit ieri la un film, la plimbare. Ce înseamnă aceste evadări într-o perioadă ca asta de un cantonament? Eu cred că este un moment binevenit, având în vedere că este o perioadă lungă de a fi împreună și de ne-a concentra asupra acestor meciuri decisive. A fost oarecum o detașare din această atmosferă și de astăzi intrăm în linie dreaptă în vederea partidei cu Grecia. Te sperie perspectiva unei duble de baraj? Nu mă sperie, pentru că sunt sigură că nu vom juca barajul. Bun răspuns. Toată lumea vă laudă de câteva zile. De mult vă motivează acest lucru sau e o presiune în plus? Faptul că toată lumea vă laudă. Nu este o presiune în plus. Este un lucru benefic și suntem bucuroase să știm acest lucru. Suntem fericite că multă lume este în jurul nostru. Cred că a fost un plus și ne-a ajutat să fim mai motivate împotriva Ucrainei. În calitate de capitan al echipei, ai un mesaj pentru fete, pentru suporteri, pentru toți cei care sunt în jurul echipei naționale? Un mesaj al capitanului, să-i spun, înaintea acestui final de campanie. Da, aș vrea să le transmit că trebuie să fim concentrate, să obținem victoria de care avem nevoie. Să nu uităm că și golavrajul contează, dar acest lucru nu vreau să fie o presiune suplimentară. Cu răbdare, golul va veni, victoria o vom obține. Către suporteri? Îi așteptăm un număr cât mai mare, sper că le-a plăcut și promitem că le vom oferi un meci de o calitate mai bună marți.